În criză economică, este greu de crezut că o firmă mică poate ține piept tuturor schimbărilor produse de contextul internațional. Dacă însă ai descoperit rețeta succesului și dai oamenilor exact ceea ce caută, adică ieftin și bun, totul este posibil. Asta face de 7 ani Cătălin Naftan, un ploieștean care a înțeles că reumplerea cartușelor pentru imprimantă este o afacere benefică lui și clienților lui, dar și mediului înconjurător. S-a observat foarte clar odată anul 2009, când lucrurile au început să ia amploare pe tematica crizei, să zic, s-a observat că lumea și-a îndreptat atenția în mod expres, către partea de reumplere a cartușelor, văzând-o ca efectiv ca o economie majoră în efectiv în orice domeniu, mai ales societățile care tipăresc foarte mult de la facturi, materiale publicitare și așa mai departe, având niște costuri pe parte de consumabile importante, au accesat efectiv singuri partea de reumplere din dorința de a economisi bani. Înainte vroiau oamenii să își reumple sau preferau să cumpere? Da, erau. Deci e o activitate care se desfășura de aproape 20 de ani. Odată cu apariția imprimantelor pe piață, dezvoltarea, să zic așa, tipăriturilor, mai ales pentru acasă, s-au ieftinit foarte mult imprimantele în ultimii ani și atunci oamenii, bineînțeles, au apelat și la alternativa reumplerii, nu numai la cele originale. Deoarece noi am susținut de circa 7 ani, de exemplu, de când noi ne desfășurăm activitatea, am susținut și promovat partea asta de reumplere a cartușelor, deoarece vine două aspecte foarte importante. Pe lângă economia, zic așa, financiară, pe care un utilizator de imprimantă o face prin reumplerea cartușelor, astfel, bineînțeles că protejează și mediul. Ele nu mai sunt aruncate, nu mai poluăm, să zic așa. S-a dezechilibrat acea balanță între vânzarea de cartușe originale și partea de reumple. S-a observat foarte clar că mulți au renunțat la partea de a mai cumpăra cartușe noi și a accesa partea de reumpleri cartușe. Pe mine nu face decât să mă bucure aspectul ăsta, că prin asta, repet, se protejează mediul și e un lucru foarte bun pentru comunitate. Asta e bun pentru comunitate, dar pentru afacerea ta. Era mai bine să reumpli sau era mai bine să vinzi cartușe noi? Ce te aducea mai mult profit? Din punct de vedere al profitului, e o rentabilitate mai mare în a reumple cartușele și nu mă face să mă bucure faptul că odată cu reducerea costurilor nu se dezvoltă și afacerea. Cât costă cel de cumpărat, cât costă cel reumplut? Bineînțeles că prețurile variază în funcție de producătorul imprimante, dar ce putem spune că prețurile la achiziționarea unui cartuș nou, pentru un cartuș, spre exemplu, sunt undeva între 80 de lei și 100 și 10 lei. Da? Asta este media. Prin reumplerea cartușelor, economiile sunt de undeva până la 85%, respectiv o reumplere costă între 8-9 lei și 14-15 lei. Asta în funcție de cartușele respective. Vorbim despre aceeași calitate? Adică se poate compara un cartuș reumplut cu un nou-nouț? Da, da. Deci, da, dar cu următoarea specificație, dacă pentru reumplerea cartușului respectiv se folosește o cerneală de calitate și, bineînțeles, dacă utilizatorul imprimante își reumple cartușul la timp și ține cont de câteva aspecte de bună funcționare a imprimantei, adică să tipărim periodic, măcar un 2-3 pagini pe săptămână, să aducem cartușul la reumplut în maxim o săptămână de când el s-a terminat și, bineînțeles, datoria societăților care
desfășoară această activitate de a folosi o cerneală de calitate. Odată folosită o cerneală de calitate și reumplu la timp, nu este absolut nicio diferență între printarea cu un cartuș original și unul reumplu. Pe piața din România există kituri speciale pentru reumplere, care pe lângă cernelurile de reumplere și ustensilele necesare, inclus și instrucțiuni tehnice, există o fișă tehnică de reumplere. Procedura este relativ simplă în cazul cartușelor de cerneală, dar nu același lucru în cazul cartușelor laser, care acolo se folosește toner și implică o parte tehnică mult mai laborioasă și trebuie făcută și recomandă să fie făcută într-un centru de reumplere specializat.